Bună, sunt Jonathan Maestro Martinez. Lucrez la salinele din Maiorca și trăiesc pe insula Maiorca. Îmi iubesc meseria, fiindcă lucrez într-un mediu natural, este o muncă ecologică, veche de sute de ani. Așa numiții salineros practică un meșteșug tradițional, recoltarea florilor de sare. Astfel este numit stratul superior de sare de mare cristalizat în petale fine la suprafața bazinelor cu apă salină. Flori de sal sunt culese cu grijă cu ajutorul unei plase. Flori de sal de Strenk este atât de specială, fiindcă aici ne găsim într-un parc natural. Apa este foarte clară. Flori de sal este natură pură. Salinele se găsesc într-o zonă naturală protejată cu suprafața de aproximativ 3800 de hectare. Aici trăiesc aproximativ 160 de specii de păsări, între care flamingo. Apa mării este deosebit de curată, lucru care se reflectă în calitatea sării de mare. Andres lucrează din 2016 ca salinero și verifică regulat ecluzele. Pentru a lucra în armonie cu natura, nu tulburăm ecosistemul, nu adăugăm și nu luăm nimic. Lucrăm cu apă de mare, apa se evaporă, iar sarea rămâne în bazine. În același timp, dăm mediului un iz sărat. Mai ales păsărilor le place acest gust. Pe plaja Strenk, apa de mare este pompată în instalație și străbate aproximativ 3 km până la bazine. Această distanță permite un proces de curățare natural. În bazine, soarele și vântul asigură evaporarea apei. În această regiune, vechii romani au găsit apele ideale pentru extragerea sării de mare. We have salt for human consumption. Obținem sare atât pentru consum alimentar, cât și pentru uz industrial. Sarea de aici este mai curată și este destinată consumului, iar cea de aici este pentru industrie. Cea mai scumpă sare, flor de sal, este colectată manual și curățată de impurități. Este ambalată fără alte adaosuri și este preferată atât de turiști, cât și de maestri bucătari. La Laura Calvo comandă sare virtuozei artei culinare din toată lumea, însă flor de sal de Strenk este condimentul potrivit pentru orice fel de mâncare. Flor de sal de Strenk is the queen. Flor de sal de Strenk este regina sării, este sufletul insulei Maiorca și aurul alb încă de pe vremea romanilor. Are o compoziție deosebită și nu se compară cu sarea de mare obișnuită. Un produs natural direct de pe coasta insulei Maiorca. Gustul mării se simte în fiecare floare de sare din salinele Strenk.